TV Giurgiu v-a prezentat în nenumărate rânduri problemele cu care se confruntă locuitorii din cartierul Teatrul de Vară legat de Parcul Baciu. Oamenii de aici spun că nu sunt de acord cu decizia Consiliului Local de a transforma singurul spațiu verde din zonă în locuințe pentru tinerii căsătoriți. Doamna Steluța Pană este una din persoanele care locuiește chiar în vecinătatea acestor două zone cu verdeață. Femeia spune că a făcut numeroase sesizări atât la Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, cât și la Guvern și nu se poate împăca cu ideea că municipalitatea giurgiuveană dorește să-i răpească dreptul la relaxare și la o viață civilizată. În urma demersurilor făcute, doamna Pană a primit un răspuns de la Prefectura Giurgiu, la care a fost atașat și un răspuns al primăriei. De la prefectură am primit prin poșta prin răspunsul de la primărie, probabil că acolo s-a făcut o mișcare și semnează primarul o hârtie care în primă fază este adresată mie și pe foaia a doua este adresată tot mie, dar pe numele domnului deputat Nicolae Florian, care nu are nicio legătură cu mine. N-am conversat cu dumnealui decât o singură dată când a fost în zona respectivă. Nu am pus problema cum să facem și ce să facem, doar i-am adus la cunoștință atunci, în luna august-septembrie, nu știu când a venit dânsul pe aici, că această zonă a fost întotdeauna parc. Primarul Nicolae Barbu afirma în urmă cu ceva timp că aceste locuri vor fi date în folosință tinerilor căsătoriți conform hotărârii consilierilor locali privind punctul numărul 6 înscris pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local din 25 iulie 2013. S-a luat decizia în Consiliu ca acele terenuri să fie lotizate în câte două terenuri pe o parte și două terenuri pe o parte și să fie încredințată tinerilor căsătoriți conform legii pentru construirea de locuințe. Nu mai pot întoarce voința consiliului. După aceste declarații, câteva luni mai târziu, edilul șef răspunde în scris doamnei Pană că până la această dată nu au fost întreprinse demersuri pentru schimbarea destinației terenului, invocând articolul de lege 71.1 și 2. Deși răspunsul este adresat și deputatului Nicolae Florian, până în acest moment parlamentarul de Giurgiu nu a primit o astfel de înștiințare. TV Giurgiu va continua să vă prezinte detalii despre acest subiect în jurnalele de știri următoare.